Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Nova Făgăraș, sunt Wilhelmina Cheul. Taxa de salubritate din Făgăraș este din nou motiv de conflict între executiv și o parte din legislativul făgărășan. De data aceasta, disputa este generată de o decizie a instanței de judecată. Practic, instanța a anulat hotărârea de Consiliu Local prin care s-a stabilit valoarea taxei de salubritate aplicată făgărășenilor pentru anul 2022. În acest caz, este foarte posibil ca oamenii să-și primească banii înapoi. Decizia instanței nu este însă definitivă. Întrebarea este cine le va da oamenilor banii înapoi dacă instanța va decide acest lucru. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Nova Făgăraș. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. La revedere! Măsuri recomandate la nivelul populației generale, evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție, menținerea unei igiene adecvate a mâinilor în vederea reducerii răspândirii virusului, respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință, consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea la domiciliu și eventuale investigații suplimentare, consultarea centrelor de evaluare sau a centrelor de permanență organizate la nivel județean, continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele aflate la risc, persoane cu vârstă peste 65 de ani, gravide și bolnavi cronici. Thank you.